prezentări. Primul lucru pe care vreau să-l expresez să mă iertați pentru orice emoții sau lipsă de experiență. Sunt un fel de amfitrion, lipsa amfitrionului original. Așa că sper că să ne simțim bine împreună în seara asta. Ne scuzați de mica întârziere, dar ați văzut și voi cum este. Oricum, stăm până undeva pe la 8:30, sper că e ok cu toată lumea. Scăpați de trafic, nu? Bine ați venit pentru cei care nu știu despre noi, SEO PPC, este comunitatea pentru cei pasionați de SEO, PPC marketing și antreprenori, în general, care încep orice business și au nevoie de promovare, de exemplu, sau au nevoie de sfaturi specialiștilor, cum să existe online. În seara asta vorbim despre social media, dar vrem să vedem cum putem să integrăm în strategia noastră de social media și partea de exemplu, de reclame plătite și de SEO, organic. Cum facem? Rămânem doar pe Facebook și dăm like-uri și share-uri sau trecem mai departe, undeva chiar mai sus? În seara asta o să avem trei speaker. Primul este Andrei Tei. Andrei Pasoc este Associate Digital Lead la Wunderman. Aș vrea să te las pe tine să mă spui, dar mai stai pentru că mai am un intro. Imediat. Un anunț foarte important pentru cei care sunt implicați în discuția, în dialogul cu speaker-ul, cu speakerii, de fapt. Avem și un premiu pentru cei trei, cei mai implicați, o să avem câte o sticlă de vin de la partenerul nostru, Pinescu. Și cel mai strong pe poziția așa, va primi și un e-book, dar îl voi lăsa pe Sorin la momentul potrivit să ne spună un pic mai multe despre această mică surpriză din partea lor. Primul speaker va fi Andrei, care ne va face așa un overview pe povestea din seara asta. Apoi va urma Anabela, de la AdLemonade, Anabela Luca. Ea se va ocupa de partea de PPC Marketing. Se va veni cu un subiect de care este interesant, sperăm noi. Și ultimul anunț, ce vreau să fie la Slăzori, în seara aceasta. Dar după pauză, deci, ca să fiu cel care încheie în stil mare întâlnirea noastră. Bun, gata. Să începem. Andrei, să spun și prezentarea. Funcționează, dar trebuie să-i dau eu. Trebuie să are un buton așa acolo, pe unul. Bun. Cum? A vibrat, deci e ok. Da, vibrează. Da. Salut, numele meu este Andrei. Seara asta o să vorbim un pic despre... E nevoie? Nu. În seara asta o să vorbim un pic despre organic content, social media, și despre peisajul digital și ce rol are social media, practic, în peisajul ăsta digital. O să începem cu un disclaimer, în ideea în care, la fel ca în social media, ar trebui să fim niște ascultători activi. Cum o să decurgă lucrurile? 10 minute prezentarea, 20 minute aș vrea să vorbim. Și telefoane utilizate doar pentru selfie cu prezentatorul constat pe Facebook. Deci am pus partea asta de ascultare activă pentru că, la fel ca și în social, se întâmplă ca cineva să tot turuie acolo și să vorbească, să dea bun conținut de pe un cont. Și lumea, practic, să-și vadă de treaba ei și să n-asculte ce spune în acest aspect. Să ne cunoaște. Știți numele meu. Lucrez la agenția digitală Wunderman. Am lucrat și trecut cu o agenție de PR, o experiență interesantă. Și trecut în zona de e-commerce, care m-a ajutat un pic să înțeleg mai bine cum funcționează business-urile și să aplic ceea ce știam pe social în partea de business. Adică să legăm un pic social de business, să nu fie doar de like și share-uri și alte nebunii. Acolo să vedeți câțiva clienți. În urma clienților ăștia
clienților ăsta am apărut pe iQAD sau alte nebunii de site-uri care tot testează social media admini și le propun diverse teme. La un moment dat, undeva pe la 7 seara, mi-a scris o tipă că ea vrea să știe multe despre dragoste și chestii de genul ăsta și am purtat așa o oră de discuție care ulterior a apărut în iQAD. Da, aici. Uite, încep cu KFC, care am uitat 2-3 like-uri, a fost drăguț, a introdus alicate discuții niște reclamă, promoții și câteva produse, a făcut lume și a dat dovadă de interesat că era interlocutor. Era un test, practic, pe care, din fericire, am trecut. Lucrurile au început de undeva din 2000, vreme în care administram un cont de al unei mini-agenții, așa, de producție, în creșturi filme de Counter-Strike. Ăsta era numele pe care îl purtam de pe vremea aia și administram, practic, respectivul canal, fără să-mi dau seama că ulterior o să administrez alte comunități mult mai mari. De atât, erau, nu știu, cred că 60-70, acum sunt cu milioane. Aici e o mică discuție pe care am avut-o cu cineva ieri. Mi s-a spus că pot să vin cu două persoane și după ce am ales cele două nume, mi s-a spus că sper să nu explodăm pisici. Și cum ar putea să fie o prezentare de social media fără pisici? Aici avem un caz foarte mișto de care am auzit acum o săptămână sau două, despre un proiect pe Kickstarter care a fost practic cel mai bun proiect de pe Kickstarter. Nu știu, în 24 de ore a strâns 2 milioane pentru un joc cu cărți cu pisici. Deci iată puterea, practic, social media să duce în zona pisicilor. Și atunci să trecem la lucruri cu adevărat serioase. Nu pot să limit foarte bine, dar cred că știți pe Theo. Social media is here to stay, pentru că vreau să fac statementul ăsta și să rămân în engleză, în ideea în care toată lumea are senzația că o să treacă partea asta cu Facebook-ul, o să ne pitisim, o să ieșim din chestia asta. Ce vreau să vă zic e că lucrurile nu rămân așa, pentru că rețelele de socializare au învățat să se adapteze nevoilor consumatorilor. Și au pus niște căști asemănătoare cu căștile astea care arată foarte cool. Și au învățat despre cum acționează ei pe internet și cum ar trebui să răspundă ei în direcția asta. Și o să începem cu o chestie de context, după ceea ce mi s-a întâmplat de dimineață. Am plecat către corporație, unul de clienți, și prima rețea de socializare pe care a folosit-o astăzi a fost Waze. Care mi-a spus că la ora 9:36 o să ajung la sediul lor, care îl urmam pe la piața Presiei Libere. Am ajuns, practic, la acest 9:36 în urma unor agregări a unui conținut oferit de cei care folosesc Waze. Deci, practic, comunitatea m-a ajutat să-mi dau seama când ar trebui să ajung la întâlnirea pe Calagan. Ce vreau să spun cu chestia asta e că rețelele de socializare sunt chiar în locuri în care nu-mi dă seama. Și astfel de rețele ar fi, nu știu, SoundCloud, Flipboard, adică trecem un pic de zona de Facebook. Rețelele de socializare sunt managerite de comunitate. Și chiar la Waze am descoperit pe pagina lor de România acest vizual care spune că e community managed. Că ei, practic, formează rețeaua de socializare. Și asta este foarte importantă. Utilizatorii dau forma rețelei de socializare și mai puțin creatorul lor. Cum e povestea clasică pe care știți cu toții a lui Mark, care voia să facă o rețeaua, care să dea niște rating-uri și de la ideea lui, iată la ce s-a ajuns acum. Rețelele de socializare sunt community terror. Asta este un grup pe care mi l-a arătat un client, care se numește Ce trebuie frate, și practic este un loc în care toată lumea face top. Toată lumea cere chestii, nu știu, dacă au nevoie de un instalator, spun acolo, lumea le răspunde. Și grupul ăsta cu 5.000 de membri s-a format în urma întrebărilor și răspunsurilor utilizatorilor din grupul respectiv. Are și noi foarte catchy Ce trebuie frate. Un alt motiv pentru care rețelele de socializare nu vor rămâne, pentru că
creează nevoi de în comunități. Ce vreau să spun? Aceasta este misiunea și viziunea Facebook. Ei spun că they want to give people the power to share and make the world more open and connected. People use Facebook to stay connected with friends and family, to discover what's going on in the world and to share and express what matters to them. Aici e foarte importantă componenta de discuție între utilizatori, componenta de chat, practic. Deși ei au dat undeva prin 2004, s-au gândit că ar trebui să scoată complet componenta asta de chat și în varianta de mobile nu mai poți să ai un chat cu cineva privat în aplicația de mobile. Și, practic, ai o aplicație nouă care să-ți răspundă la această nevoie. Bineînțeles că aplicația asta nouă de messaging are un plan, să zicem așa, la momentul ăsta. Și are, practic, acolo îți vor servi alt tip de conținut, alte tipuri de ad-uri față de ceea ce servesc în Facebook. Unde duc chestiile astea la conținutul specializat. Ei vor să fie pe toate device-urile, un conținut care să se adapteze device-urile pe care tu îți consumi informații. Și chestia asta e chiar și la birou. În ideea care ăsta este Facebook at Work, o chestie la care am acces de curând. Cam așa arată Facebook at Work. Aici este un newsfeed. Bine, nu l-a folosit nimeni din rețeaua mea, din agenția mea pentru un moment. Dar e doar un simplu acces. Așa va arăta locul în care tu ar trebui să stai la birou și să discuți cu colegii tăi pe diverse task-uri, pe diverse proiecte, să împărtășești aici toate lucrurile. Au zone speciale pentru anunțuri sau pur și simplu o zonă de discuție. Landscape-ul arată cam așa, e destul de exhaustiv să zicem așa, în 2015. Ideea e că nu trebuie să te concentrezi doar pe Facebook sau, nu știu, alte rețele foarte cunoscute. Cum arată un mix de social perfect? Din punctul meu de vedere e împărțit în două. Partea de creație, adică conținutul, și partea de media, partea de ads. Și aici am o mică poză cu un cocktail care arată două chestii. Partea de conținut și partea de media. Și aș vrea să știu care vi se pare vouă dintre cele două, partea de conținut și partea de media. Conținutul jos, media sus. Ok, bun. I beg to differ, să zicem așa. În ideea în care mi-am dat seama din jobul de social media manager, foarte mult e partea de media, de testare, adică crezi un pic de conținut pe care încep să-l adaptezi și să-l promovezi către diverse audiențe și încep să-l segmentez. Și din ce am observat, majoritatea timpului pe care petrec acum e în partea de promovare. Adică în tool-ul de promovare pentru Facebook, gen Power Editor sau ce folosiți fiecare. Și nu mai puțin în partea de conținut. Partea de conținut, într-adevăr, e foarte importantă și trebuie să arate atât de bine ca fresh asta. Și ca să răspund la întrebarea de pe buzele tuturor, se numește Frozen Ducky Cherry on Top. Eu cred de apă o să fiu ultimul care o să trag așa o concluzie după partea de paid. Dar ce vreau să vă zic că și partea de organic e foarte importantă. Din punct de vedere efectiv, conținut aruncat pe Facebook, practic, n-ar trebui să vă bazați pe chestia asta. Că e mort. Adică nu o să vă răspunde nimeni, se întâmplă foarte puține lucruri dacă avem doar parte organică. Și din ce am descoperit eu, cea mai bună parte organică a strategiei pentru business sunt angajații. Angajații pot să vorbească foarte mult despre un business și pot să atragă lead-uri și informații în rețelele lor. Pe Microsoft, de exemplu, la momentul ăsta, eu am un tool care se numește Socialbird și care agregă conținut pe care îl oferă utilizatorilor ca ei mai departe să distribuie conținutul ăsta către utilizatorilor. Și, practic, asta numim noi acum reach organic. Adică nu ceea ce se întâmplă neapărat pe pagina de Facebook. O să vă dau mai multe detalii despre cum funcționează chestia asta, dar e doar un pilot, și funcționează doar pentru moment, doar pentru companiile destul de mărice. Și înainte de final aș vrea să fac două pariuri
Am văzut acolo rol a postat de la Web Digital și nu am văzut Instagram și mă gândesc că eu nu ți-a trebuit să schimb de rol a postat, pentru că primul pariu se numește Instagram. Vreau să vă arăt aici două cifre. Astea sunt cifre din decembrie 2014, când erau 179.000 de utilizatori și doar 43.000 erau activi. Și să trecem mai departe la noiembrie 2015, care au 362.000 de utilizatori și 219.000 activi. Sincer, trecerea e destul de măricică și cred că o să continue la fel de exponențial și 2016. Ăsta ar fi un prim pariu pe care vreau să-l fac pentru 2016 și cred că ar trebui să vă uitați și voi foarte serios, mai ales că a apărut acum tool-ul de paid și pentru Instagram. YouTube la fel. E o nebunie pe care încă nu o cunoaștem pe YouTube. Tinerii se uită foarte mult la YouTube, consumă foarte mult conținut pe YouTube. În zona asta 25 plus el încă nu a ajuns, dar trebuie să aveți în vedere în momentul în care vă gândiți la o strategie de social, să aveți și partea asta de YouTube și de tutoriale video în mare. Și pentru 2016, la fel, orim pe conținut. Trebuie să faceți o alegere în momentul ăsta. De ce partea baricadei sunteți? În partea care produce conținut sau în partea care îl promovează? Sunt foarte mulți specialiști pe partea de promovare a conținutului, dar sunt foarte puțini pe partea de producție a conținutului. Asta mi se pare, dacă încă nu ați făcut decizia asta, mi se pare un loc de mers. Și dacă vreți să vă specializați, ar fi bine să vă specializați în zona asta de producție de conținut. Afară merg foarte bine Instagram-uri, care în România nu se văd încă. Sunt doar 2-3 care s-au făcut mai remarcați, dar încă nu e acoperită nici asta. Și aici în zona, și la fel în zona de YouTube, doar 2-3 vloggeri s-au făcut remarcați și sunt deja Sfinta și nu știu, poate Bromania și Bendeac. Ăștia sunt singurii care s-au mai diferențiat, dar în restul nu există. Aici mi se pare că ar trebui investit foarte mult. YouTube încă nu e prezent în România la modul foarte oficial și să încurajeze chestia asta, dar ar fi bine să o faceți voi înainte să vină ei. Și ultimul slide care îmi vreau a vrea data. Ăsta e slide-ul de take. Și aș vrea să avem o mică sesiune așa de discuție și de întrebări. Știu că asta e cea mai grea și cea mai... Nu știu, eu nu pun nicio întrebare, dar e momentul. Dacă te fie. Da. Eu prima. De unde ai făcut toate numerele din noiembrie 2014 și noiembrie 2015? Sursa, da. Blogul Mami. Okay. El are lunar acest... De fapt, e un top zelist. Bine, după care, da, așa e, am pus sursa. Este un top zelist. În fiecare lună ei pasează toată informația și îți aduc numărul de utilizator. Și cam asta e sursa. La Pinterest am văzut mai analizat. Știi cumva câți utilizatori are mai ales? Da, Pinterest are destul de mulți utilizatori. Am testat chestia asta cu diverse conturi, adică și în zona de FMCG și în mai multe zone. Sincer, ca și Twitter, it's dead. Adică nu mi-ai investit acolo decât foarte puțin timp și doar agregat niște conținut pe care îl faci deja, dar nu merită să stai să te chinui foarte mult sau să investești în chestia asta, pentru că sunt foarte puțini utilizatori activi. Majoritatea urmăresc niște conturi de afară care stau să producă conținut. Chiar dacă în zona de e-commerce afară, Pinterest este like the god, în România pentru un moment nu funcționează chestia asta, pentru că utilizatorii nu sunt foarte activi. Nu am cifre exact fix de motivul ăsta, că nu sunt nerelevant și ei nu au măsurat pe chestia asta. Mi se pare că ar fi chiar, dacă te referi strict la zona de e-commerce, mi se pare mai utilă partea de page din Facebook, plus Instagram acum, la fel. Ne-am început pe diverse proiecte să facem chestii și cu Instagram în zona plătită și livrează foarte bine de vedere engagement și încet o să ducă și la partea de sales. Și vizual cu sales merge foarte bine.
Da. Dar pe LinkedIn, în campania business to business, ai de există vreun succes? LinkedIn, eu fac LinkedIn pentru Microsoft. Există există la momentul ăsta și a lansat partea de paid. Există o agenție în România care se ocupă de LinkedIn exclusiv, HTTP pur, care se ocupă și de Twitter. Ce concluzie am tras pe LinkedIn e că creșterea este foarte grea și campaniile plătite sunt destul de scumpe. Adică raportat la ceea ce se întâmplă pe Facebook, unde poți să te duci în câțiva cenți, la LinkedIn s-ar de un euro pe acțiuni și nu mi se pare că merită neapărat bani. Într-adevăr, poate nu am optimizat eu foarte bine lucrurile, am dat doar de test să văd niște lucruri, dar am avut și campanii plătite cu agenția aia și nu mi-a livrat în măsura în care îți livrează Facebook, cel puțin în zona de metrice. Deși mi s-ar putea ca lead-urile de acolo să fie mai calitative, dar din punctul meu de vedere, la momentul ăsta e destul de scump ca să-ți aduci bani acolo și mai ales pentru business-urile micuțe, se duce așa bugetul, practic, și nu mi se pare că merită. Dar de vreo merită încet să-ți construiești o bază de utilizator, dar la fel trebuie să diferențiem un pic partea asta de organic cu partea de paid. În momentul în care vine problema de bani, that's it. Adică ne oprim acolo și facem doar partea de organic. Și e foarte greu. Uite, am o audiență pe, cel puțin, comunicăm pe o pagină globală, am o audiență de 14.000 de utilizatori care îmi urmăresc pe LinkedIn. În ceea ce privește rata de engagement e mult mai mult decât Facebook, asta e clar, pentru că e mult mai puțin noise pe LinkedIn și ei răspund mai bine. Și reach-ul e mult mai mare, nu știu, din ăștia 14.000 mă duc undeva la 7-8.000. Dar, again, partea de răspuns nu e în zona în care mă așteptă. Deci, din punctul meu de vedere, la momentul ăsta nu merită să te ageți cu cât de tare. Deși trebuie pregătiți, că nu știi. Ăsta e tot sparul, cum că trebuie să stai, eu cel puțin stau și citesc pe fiecare dimineață câte o oră, înainte să mă apuc două, orice fel de chestie, pentru că se schimbă lucrurile atât de repede, încât nu-ți permit să stai, nu știu, săptămâni, luni, să aștept să treacă lucrurile, se schimbă atât de dinamic și ăsta e și fanul din punctul meu de vedere, că se schimbă foarte dinamic și asta e dat. De ce nu urmărești și blogging-ul? Pentru că mi se pare că, de exemplu, e un fenomen destul de interesant. În afară de poate exemplu... Se pare că nu urmărești blogging-ul, adică e cel mai mult blogging-ul. Slide-ul ăsta fi când se văd. Blogging-ul... Deci, la... de fapt, în afară nu se întâmplă chestia asta. Nu am vrea să bazează pe blog, că nu sunt atât de ascultat ce sunt acolo. Da, pentru că e un flow diferit. Nu mi se pare că sunt atât de ascultați bloggeri în România. Ideea în care... cel puțin pe campanii plătite nu livrează în măsura în care ne așteptam noi. Eu știu blogger, adică na, toată ideea mea a început din zona de blogări și zona de Twitter din 2007-2008, când se întâlneau toți bloggerii așa. Lucrurile s-au mai schimbat de atunci. Într-adevăr, există blogări și bloggerii vedete care se livrează foarte bine în zona de cifre, dar e și costuri pe măsură. Adică vorbim de alte bugete. Și bugete pe care câteodată tu ca statec trebuie să stai să te gândești. Ok, merită să dau 1.500 de euro pe Cabral sau merită să bag bani în paid și să dau de rezultat. Trebuie să vezi pe fiecare pedica. Dar nu descurajez blogării între aici la conținut. Adică, practic, rețele de socializare sunt o cale de a distribui conținut. Trebuie să ai ce să distribui conținut și cineva trebuie să-ți producă conținut. Blogul este un bun tool de a distribui conținut, dar și costurile sunt pe măsură. Așa că trebuie să ai de fiecare dată dacă e ok un blogger și dacă îți aduce ceea ce îți dorești blogger. Pentru că e o audiență foarte răspândită și nu poți să-i targetezi, poate vrea să-i targetezi pe Facebook. Adică dacă dau un lucru specific, o să-mi duc pe Facebook. Dacă nu fac acolo, o să-mi întâlnesc de la director de corporații, la, nu știu, la oameni foarte cu 500 de lei salariu. Nu pot să știu cine o să-mi cumpere produs. Era altă chestie? Nu. Ghiviște și față. Mulțumesc! Partea de organic.
se pare că în momentul de față mai putem vorbi despre creștere organică? În Facebook? Natrivi. Adică... Ai spus asta mai devreme. Da, organic. Dar nu știu ce la organic mă refer că trebuie să depui efortul ăla de a face lucruri pe care să le testezi. Adică îți permiți în timpul pe care îl ai, dacă ești, nu știu, dacă ești antreprenor, s-ar putea să fie o mică parte, dar lucrurile pe care ar trebui să le testezi, ar trebui să le testezi în zona organică și apoi, după ce ai rezultate din zona organică, să te duci în zona de pay. Nu poți busta niște chestii care nu funcționează, sau dacă o faci, îți pierzi bani. Mi-a venit o idee mișto alaltă, în altul PEC, că ai putea să-ți testezi numele newsletter-ului în zona Facebook, gen să-i întrebi ce, să-și aleagă ei un nume de newsletter sau chestii de genul ăsta, așa asta e o activare drăguță pe care poți să o faci în social. Și care să aibă efecte în zona de email marketing. Dar organicul nu ți-am zice neapărat. Adică dacă ai construit, dacă ai în spate ceva construit, dar dacă o iei de la zero, o să-ți fie foarte greu să crești organic. Cel puțin pe Facebook, that's it. Și iar pe alte rețele trebuie să stai tu să fii foarte activ, să interacționezi cu lumea, ceea ce la bază e un job de social media. Dar foarte puțin își permit să stea pentru un singur brand, să facă toată munca aia de discuții cu toată lumea, deși la bază e acolo, dar hai să recunoaștem că încă nu am ajuns la momentul respectiv. Și pentru Instagram, care este abordarea cea mai corectă în momentul de față? Depinde de obiectivele pe care le ai. Nu știu dacă există rețeta perfectă sau... Dă-mi un exemplu sau dă-mi... Nu știu, întrebăm destul de abstract. Este important să-ți conectezi Instagram-ul, de exemplu, cu celelalte platforme pe care le comunici? Sau să încerci să-ți concentrezi, să-ți crești o bază de followers în Instagram? Nimeni nu te permite să le faci pe ambele. Pentru că chiar trebuie să crești și nu o să poți să o faci doar în rețea. Sunt în mod de utilizator, dar s-a putea să dai subției subiectații de ori și merită să te duci și în alte rețele, fără să devii agresiv. Ideea în care n-ar fi ok să pui un feed din Instagram în Facebook sau un feed din Instagram în Twitter, pentru că o să agasezi cu un conținut care nu e relevant pentru rețeaua respectivă. E foarte importantă partea asta de tailor-made pentru rețeaua respectivă și am văzut că, uite, cel puțin pe Snapchat, tot mai multe branduri încep să comunice. Dar dacă se înceapă să comunice cu, uite, am citit ieri, Nasdaq este pe Snapchat. N-am avut timpul să intru, dar am ținut multe chestii astea, că o să intru să văd ce tip de conținut promovează Nasdaq pe Snapchat. Ideea e că dacă începe să comunice cu vizualul foarte bine elaborat pe care le folosesc pe Facebook, chestia asta nu o să funcționeze. Bine, nici nu se poate, trebuie să filmezi sau să pozezi niște lucruri, dar trebuie să fie un pic mai umani. Și ultima întrebare legată de Instagram. Afară sunt destul de populare blogurile Instagram și cresc. Și mie mi se pare o variantă foarte, foarte faină pentru, nu știu, un substitut rar. Un bun mix între Facebook, Twitter, comunicat așa, eu așa le văd, așa le traduc în Excel. Cum ți se pare că... Uite, în România avem un exemplu și ăsta e un lucru pe care intenționez să o fac în 2016, să mă concentrez pe zona asta de conținut. Dar este un blogger care se numește Robert Tatar, este din Cluj și are blog instagramology.ro. El e singurul care bate apa în piu, așa, practic, pe tema Instagram. În București, sincer, nu este niciun blogger care să vorbească pe tema Instagram. Adică este free market pentru cineva. Dar dacă ar începe acum să scrie conținut ok pentru... Adică, și practic, dacă replici modelul ăla, o să încep să-ți aduni niște follow și în mod clar o să încep să-ți aduni și niște clienți cu chestia asta. Dar pentru moment n-a făcut-o nimeni. Dar, sincer, nu știu, e un insight, așa, ar trebui să se aplice cineva și pe ele cu chestia asta. Da, e bun un blog și un blog de genul ăsta pentru că curează conținut. După cum știm, n-are toată lumea timp să stea o oră să citească chestiile, iar partea de created content e super în vogă afară și o să se replice și în România. Și
și ar fi bine să fie acolo înaintea valului. Chestie pe care o întotdeauna o plajez, dacă ești acolo un pic înaintea valului, efectele pe care le vei avea un pic mai târziu s-ar putea să fie neașteptate. S-ar putea să ai și dezamăgiri, nu zic nu, s-ar putea să moară, că nu știu, și de Twitter, am zis că wow, să fie super tare și toată lumea s-a organizat pe Twitter și din ce vreți ți-a dus așa. Și cine, să zicem că ar fi vestit atunci într-un blog de Twitter sau să se implice foarte mult, s-ar putea să piardă. E valabilă și pentru Instagram, e valabilă pentru absolut tot ce vrea, e valabilă și pentru Facebook, deși la Facebook e mai complicat, așa că ei o să se adapteze foarte mult în perioada asta și nu prea au cum să moară. Dar sunt pariuri pe care trebuie să le lansești. Tu trebuie să te duci în foarte multe tipuri de comunități și de conținut cu business-ul, pentru că nu știi de unde sare ei. Și cât ai timp la dispoziție să produci conținut, rog. Și ce se remarcă, acei unicorni, practic ce au servit, unicorni, ea merită la promoție. Adică ce se vede că se cere. Și simți tu filmul tău, ok, this is good, o să investesc 5 euro în chestia asta. Când spui unicorn, te referi la startup-urile din Silicon Valley de peste $1 miliard? Adaptați la partea de conținut, mă refer la conținutul care în mod organic merge bine. Pe care tu îl exporți într-un Excel și îl vezi că performează, în momentul ăla ai vreo 10 euro, să vezi cum se duce. La asta mă refer la Okay. E adaptat. În momentul de fel, termenul pleacă de acolo, dar asta e doar un termenul. Mai am o întrebare. Snapchat în România e folosit? Da, e folosit foarte mult de tine. Adică până în 16-18 ani. Pentru moment nu există nicio fel de cifră pentru Snapchat. Mi se pare o lița cool. Există posibilitatea ca eu să-l înțeleg din cauza vârstei, pentru că s-ar putea să fiu prea bătrân. Da, știu. S-ar putea să fiu prea bătrân pentru chestia asta și de asta să nu înțelegem. Eu am instalat aplicația, toți prietenii mei sunt de vârstă cu mine, bate vântul acolo, adică nu se întâmplă nimic, deci nu e cool. Dar între cei tine, ei obișnuiesc să vorbească foarte mult pe one-to-one pe rețelele astea și este acel dark social media. Uite, spuneam, am cunoscut blogger din România pe care trebuie să-l citiți Manafu, că 69% din conținut, nu știu ce ales cifra asta, 69% din conținut e generat în dark social media. Ce dark social media? E social media pe care nu o cunoaștem, adică grupurile de chat, WhatsApp, orice tip de conversații care are loc într-un spațiu închis și pe care lumea nu o vede. Rolul business-ului, cel puțin la cum văd eu lucrurile în social, rolul business-ului este să genereze conținut care să fie discutat în acei 69%. Pentru că ceea ce avem noi restul e foarte puțin vizibil, dar în spate acolo se vorbește mai mult. Și dacă apare partea de vânzări, acolo se întâmplă practic magia. Nu pentru că intră din telecricul, deși acolo e practic o știință în zona de PPC și reușești să faci conversii în zona asta. Dar nu trebuie uitat și ceea ce se întâmplă în niște rețele închise în care se vorbește despre produsul tău și poți să ai practic organic niște vânzări dacă reușești să generezi discuții în zona respectivă. Ideea e să nu am văzut acum 3 zile pe cei de la Orotoro, cu niște spoturi foarte misoginist, așa, ca să fie foarte discutat și nu s-a întâmplat nimic. Pentru că așa de seama că bullshit-ul ăsta se făcea acum 4-5 ani și nu mai funcționează. Vai, a făcut ceva șocant, hai să vorbească toată lumea și să vină la Orotoro să începe băgăină. Îți găti serios. Nu mai pune botul la vrăjiri de genul ăsta. Și greu să ajungi să le dea un conținut. Trebuie să vorbești foarte nișat și foarte puțin chestii pe care o încerc acum. Chestii foarte micuțe, către audiențe foarte micuțe și să ai acțiune de la ei. Pauză? Nu am auzit vorbind de Google Plus. Deși pentru SEO-uri... Da, Google Plus, cel puțin la mine, bate vântul. Nu e o rețea foarte activă, într-adevăr, pe partea de SEO s-ar putea. Hai să clarificăm un lucru, eu sunt un om de SEO și nu sunt un om de... Și doar înțeleg cum funcționează lucrurile acolo. Vorbesc strict din perspectiva engagement-ului și a ceea ce naște o conversație. S-ar putea să fie util în zona de... De fapt, sigur, e util în zona de
SEO, dar încă n-am auzit pe nimeni care să zică, ok, faptul că am produs un conținut și l-am redistribuit și pe Google Plus m-a ajutat. Nu știu, adică văd mai mult concentrarea eforturilor în niște zone care lumea reacționează decât în, în partea de SEO. S-ar putea să vă ajute, dar e un pic diferit de zona mea de, de interes. Eu mă concentrez foarte tare în zona în care oamenii revin cu păreri, discută, poți să ai o conversație cu ei și să, să-ți dai seama dacă el a reușit să, dacă tu ai reușit să faci o vânzare, din simplu fapt că e comunicat în zona de SEO. E, e un mix de, e un, e o zonă de, de discuție diferită pe care, nu știu, dacă, okay, dacă ai timp să faci chestia asta, go for it. Dar nu, eu n-am văzut rezultate. Bine, poate și, e și tipul de produs diferit. Eu am lucrat foarte mult pe zona auto, FMCG, software, poate produsele astea nu sunt suitable pentru, pentru zona asta și s-au luat alți, alți oameni de chestia asta, dar le testați. Mulțumim. Și eu. Nu uitați de vin, da? Se vede că m-ați uitat. Următorul nostru speaker este, speaker este Anabela Luca. Ea, de fapt, povestește pe partea de PPC Marketing despre cunoscutul de caz, așa cum am zis la început. Anabela este antreprenor, consultant și trainer de online marketing la AdRemony, agenție de performance marketing de top. Are 6 ani de experiență în online, a construit eficient campanii pe Google AdWords și Facebook pentru peste 100 de companii, administrând bugetele peste 5 milioane de euro. O mai las pe asta, continuă un pic povestea despre experiența ei. și să punem și prezentarea. Salut! Bună! Vă mai responsiv. Eu sunt Anabela, din care vă povestea, cu 1 milioane de euro. Din păcate, dacă ești cheltuit pentru un bine, nu folosim, dar erau banii clienților, s-au dus cu mare parte la lucrurile de la Facebook, la un moment dat, cu comisarea de toate lumea. În seara aceasta o să vă povestesc despre Instagram Ads și mă bucur că am fost întrebări, înseamnă că va fi relevantă prezentarea mea. Noi, ca și agenție, facem pay-per-click marketing, Google AdWords în principal, dar și Facebook advertising și Instagram, LinkedIn, acolo unde mergem, din așa că e o discuție. Mergea prezentarea? Bun, în primul rând aș vrea să știu câți dintre voi ați făcut Instagram Ads. Ok, super. Da. Asta e. Cum ne era bugetul clienților, adică nu de la mine. Da. Mulțumesc, Știi ceva cu pachetul, îi dăm un show? Și v-am pregătit câteva pagini, să vedem prima dată cum arată Instagram Ads, la ce folosim Instagram Ads, care sunt câteva best practices în cazul în care doriți să te faci, și după aceea să discutăm cu tare despre un studiu de caz, ce am făcut noi cu banii clientului, da? Cum am făcut noi cu banii clientului. Bun. Ne-am zis, Instagram este de new social, într-adevăr, în România începe să prindă traction. În US și în UK e destul de global, ca să zic așa. O să dau slide-urile. Dacă dau... Așa? Așa.
Asta era o să aduc cu noi. De click. Da, exact. Bun, cam asta arată ad-urile de Instagram. Am avut cam niște... Am așa, exact. Exact. Da. Se pare că avem un care mai am văzut că n-am văzut. Am văzut. Ok. La ce era Edu? Nu mă știu. Super, Edu. Așa funcționează. Da. Dacă nu, dacă n-am ce zi imediat... Exact. Am făcut și tu de acasă. Vă mulțumesc. Bun. Într-adevăr, Edu le arată ca și... ca și portările, da? Sunt destul de mingled in. În general, se merge foarte mult pe zona de fashion, pe zona de do-it-yourself, da? De make-up, care și e foarte catchy, articole de copii, tot ce este fotografiabil, da? Și știți că sunt tipul de cele frumoase pe Instagram. Toată lumea se uită la pozele astea, 5 minute pe săptămână. Next, please, click. Așa, hai să vedem cum arată Instagram-ul. În România, sunt undeva la 44.000 de useri active, da? Nu neapărat că ne-am creat poste și l-am lăsat acolo pe mobil. Dintre aceștia, puțin mai multe sunt femeile, da? Și 21.000 sunt bărbați. De ce vă spun această dată? Pentru că cred că este foarte relevantă targetarea aceasta pe sexe. Da? Pentru că, automat, femeile răspund la un mic tip de conținut pe bărbații, la total de conținut, da? Răspund un bărbe super mișto, cu siguranță pe bărbații să facă din. Poate și găgițile, da? Sunt și când. Dar la make-up nu. Dar la make-up no way. Da? Nu. Apropo de ce ai spuneai tu de crearea conținutului pe Instagram, știu că cei de la Kervan au făcut un mix între creare de conținut super viral și combinat cu Facebook, cu Instagram Ads. Au pozat, știți, make-up-ul Kervan, mă uitam de asta. Sunt pudre, pensule, farduri, așa. Au pozat diverse produsele acestea de make-up în locuri super drăguțe din Paris. De exemplu, la Sacré-Cœur, se vedea Sacré-Cœur într-o pudră în oglindă. Da? Și au pus-o pe Instagram. Pe lângă faptul că au devenit foarte, foarte virale, au investit și în partea de social pentru a atinge un reach cât mai bun. Și se pare că au avut foarte bune rezultate pe segmentul acesta, așa cu jocs. Dar se pare că în Franța sunt foarte engaged cu Instagram. Click. Next. Nu? Ok. Aici. Da. Dacă vreți să ieșiți pe piețe internaționale, vreau să vă arăt un pic care este potențialul acolo. Da? UK este un pic mai mult decât România, dar deci vedem o mică diferență de la 44.000 la 1.100.000 de user. Da? Din care, din nou, femeile sunt un pic în avantaj. Da? Se pare că este o platformă mai degrabă a femeilor. De altfel, și Facebook-ul este o platformă în care femeile interacționează mai mult. Bărbații dau click și cumpără destul de greuți din Facebook. Bun. Next, dacă este notat la piața din US, care are deja cel mai mare potențial, vedem că sunt aproape 10 milioane de utilizatori. Și aici se păstrează trendul cu femeile, da, care sunt în suport undeva la 60% din audiență. Asta ca să vă faceți așa un pic o imagine despre unde suntem noi ca și România față de partea de vest. Ok. Pozele, în general, sunt foarte colorate, sunt foarte prelucrate, cam asta este elementul central atunci când pregătiți un Instagram ad, da? Focusul pe poză. Ca și conținut. Da? Dacă în Facebook, o să merg foarte mult pe comparația cu Facebook Ads, dacă un
Facebook venim și punem poate și un text, da, un logo, un buton de cumpăr acum, aici în Instagram Ads nu este recomandabil să facem acest lucru, maxim se recomandă să punem logo-ul companiei pentru identitate vizuală. Da. Yes, please. Ok. Cum putem să creăm aceste campanii, unde lucrăm? Până acum, câteva zile, se putea crea doar din Power Editor. Acum se pare că sunt disponibile și în Ads Manager. Asta este, da, se pare că nu mai trebuie să mai scormonești așa de mult când ajungi la ele. Sunt disponibile și în Ads Manager. Okay. This makes it very simple, adică treci prin pași normali de creare unui ad de Facebook și când ajungi la preferred formatul ad-ului, îți apare și Instagram. Da, o să vedem imediat care sunt urmașii. Care sunt obiectivele pe care le putem bifa? Sunt trei la număr. Website clicks, da? Deci promovăm ca să aducem trafic în site-ul nostru. Mobile app installs, da? Și video views. Noi am testat până acum clicks to website și video views, despre asta să vorbim în studiu de caz. Bun. Este recomandat să ai și cont de Instagram atașat, da? Nu îl conectezi cu ads managerul tău de Facebook. Nu e obligatoriu. E advisable, ca să te poate trecui să obții și evenimentul social, nu mai lucruri câte stai. Da? Poți să promovezi fie imagini, fie parte de video. Da? Și ziceam că se respectă regula să nu fie mai mult de 20% text în poză, în cazul în care vrei să pui totuși niște text. Nu este foarte advisable, dacă îl pui, e destul de micuț, pentru că vrea să mobil, s-ar putea să nu te ajute foarte. Bun. Vă spuneam că imaginea sunt cele mai importante pentru că ele captează atenția utilizatorilor, da? Și stau după aceea și citesc mesajul vostru. Nu am nevoie să punem URL în textul ăla, pentru că nu este clickable. Da? Bannerele au doar logo de obicei sau chiar deloc. Da? Dacă aveți contul de Instagram atașat, o să apară ID-ul acela de Instagram. Și un tip foarte important, să folosiți hashtags. Da? Să vă creați și propriu, dar și să folosiți trending hashtags, astfel încât să încercați să obțineți o viralizare mai bună a conținutului vostru. Bun, v-am dat aici un exemplu, nu sunt acest fie, dar am zis să folosesc un exemplu practic. Cum arată un Facebook ad față de un Instagram ad? Da? În partea stângă avem Facebook ad-ul. În partea dreaptă este Instagram, trebuie să vedeți o postare normală, vedem că apare mic sponsor. Da? Nu știu și-mi dați seama că este un ad plătit. Altfel, normal, poza este un pic mai mică, este pe formatul celor pătrat. Spațiul este destul de limitat pentru zona de text și vedeți că am introdus și zona de hashtag. Pentru click se dă pe butonul Learn More, buton care se poate customiza, da? Shop Now, Learn More, în funcție de conversa pe care vrem să o facem. Bun. Cum setăm o campanie? Da, vă spuneam că este foarte similar cu o campanie de Facebook. Intrăm efectiv în Ad Manager sau în Business Manager și setăm obiectivul nostru, da? Clicks to website, introducem URL-ul. Vă recomand să faceți URL special, creatul URL filter, ca să puteți să treacă special analytics, care este traficul din Instagram Ads. Faceți aceste țările geografice, da? Țările de demografice, interese, după care ajungem la următorul slide. Așa. Aici este practic bifa care se întâmplă. Da? Atenție, punem doar Instagram și debifăm niciodată. Dar mai avem mobile, desktop sau poate Snapchat. Da? Bifăm Instagram și atunci știm că este alt specific de Instagram. Bun. Întrebări până aici? Sau le punem la final? La final. Bun. Ținut de caz. Avem un client de fashion, o să dau numele. Am testat lansarea unei noi colecții. Da? Și aveam filmuleț de lansare versus postare. E poză cu o domnișoară foarte sexy. Ce mai? Încerc să-mi las un film.
Da, din poza asta nu cred să dai seama. O, da, zic înainte, poți să zic înainte. Bine. Bun. Am avut trei tipuri de, de targetări. Am targetat zona de interese de luxury, una zona de remarketing, practic aveam o bază de date foarte mare cu utilizatorii undeva la 200.000 de doamne și domnișoare interesate de fashion. Și am folosit apoi și o targetare puțin mai largă, da? Numai pe femei, între 25 și 50 din București. Era respectiv client, dar și în magazine în București. Bun. Ce este foarte interesant aici este diferența de CPC între aceste, între aceste tipuri de targetări. Vedem că cea mai ieftină a fost targetarea cea mai largă. Nu se prea vede, nu? Ok, hai să vă citesc pe slide. Targetarea pe interese, respectiv zona de luxury, au avut 31 de cenți, cost per click, dollar cents. Remarketing 54 de cenți și femei în general din București 25 de cenți. Da? Deci dacă mergem pe audiențe mai generale, CPC-ul este mai scăzut, cu cât mergem mai narrow targeting, cu atât crește CPC-ul. De ce credeți că se întâmplă? Sunt mai relevanți. Sunt mai relevanți utilizatorii respectivi. Da? Bun. Next, please. Așa. Metricurile pe care le urmărim sunt exact ca și cele din, din Facebook, dar respectiv nivelul de interacțiune, reach-ul, numărul de share, like-urile la, la postare, click-urile pe link-urile efective, da, CTR-ul și post engagement-ul. Da, CTR-ul cel mai bun a fost pe listele de marketing, au chestii pentru că acolo era eram cei mai cunoscuți. Next, please. Așa. Aici v-am pus campania Black în paralel și pentru UK, pentru că aveam și un site destinat pentru piața aceasta. E interesant să vedem un pic diferențele de, de CPC și vedem că nu sunt foarte, foarte mari, pentru că sunt undeva duble. Da? În Facebook, câteodată ajung și de 10 ori diferențele, dacă este targetăm aceeași audiență în România și în în UK, dar aici e undeva dublu CPC-ul. Da? E interesant. Ok. Next. Image ads versus video ads. Vă spuneam că aveam ad-uri tip imagine versus ad-uri video. Video-urile sunt mai scurte. Noi am testat un video undeva la 12 secunde, ca și, ca și durată. Videourile au avut un CTR, vedeți ultima coloană, sunt cel păzea 2 și 3, 0.11 și 0.16. Da? Deci foarte mici, if you were to ask me. Cum am explicat în chestia asta, am explicat-o prin faptul că poate ei nu sunt neapărat, neapărat obișnuit să interacționeze cu conținut video în zona de Instagram, mai degrabă cu, cu poze. Deși video-ul era super, super bun. Pe imagine am avut un CTR foarte bun, 1% și 1.51% este pretty decent. Este un pic mai slab, într-adevăr, față de ce obținem pe Facebook. Pe Facebook, pe zona de fashion, obținem și 7% câteodată, dar ceea ce este pretty, pretty good, I would say. Bun. Next. Așa. Și aici v-am făcut și o paralelă între Facebook Ads și Instagram Ads, atât la nivel de, de cost, cât și la nivel de reach. Cam ce am obținut noi cu un buget de $172 investit în campanii. La nivel de cost per website click a fost 0.13 față de 0.38 în Facebook. Da? Deci cam de 3 ori mai scump CPC-ul pe aceleași targetări. Da, nu ți-o e mult de, nu știu, și targetările implementate acum în CPC-ul. Reach-ul a fost dublu pe Facebook, față de, față de Instagram, dar și post likes iarăși a fost fost semnificativ diferit. Pe Instagram contul era destul de nou, mai era creat cumva cam de două luni de zile, nu avea
fanpage-ul care le aveam în zona de Facebook. Și probabil că și asta m-a influențat performanța. Da. În schimb, ce am reușit să atingem este, atingând aceste audiențe de luxury goods și femei în general din București, am obținut o creștere 80% a userilor noi care au venit din Instagram. User pe care după aceea am introdus în listele de remarketing, da? Și am remarketat pe Google sau pe Facebook. Da? Deci e o sursă bună de user marketing. Next? Mulțumesc! Da, ce mai interesant site? Aștept întrebări. Da. Și până la urmă, dacă toate costurile astea sunt poate dedicate pe Instagram, de ce Instagram? Sau merită Instagram? Merită Instagram, după cum spuneam, pentru a atrage useri noi. Cred că este important și să-ți creezi acolo o comunitate, mai ales pentru zona de străinătate. Dacă vrei să atingi publicul din US și din UK, cred că poți face o diferență mai mare în Instagram, poți să atragi useri mai engaged. Mai ales Facebook e cam în aceleași și depinde de categoria de vârstă pe care vrei să mergi, dar userii mai tineri cam ies din Facebook, pentru că deja părinții lor au contul în Facebook și pot să facă activitatea lor și în ce bar ies, că ei spun că merg la bibliotecă și sunt cumva prietenii și atunci încep să iasă din momente. Cumva aici, în Instagram, avem și un public puțin mai prețios, care își dorește ceva mai de calitate, poate și datorită filtrelor care permit să faci niște poze mult mai drăguțe decât pozele din Facebook. Și rezultatele în zona de sales au fost mai bune pentru utilizatorii din Instagram decât cei de pe Facebook? Sau, adică, nișând audiența și având o audiență, să zicem, ceva mai premium, mai hipster, pentru că e mai early adapter, asta se vede și în partea de user, mai ales în zona de fashion, mi se pare că e... Da. Ca și obiectiv de sales, am avut strict pe campania de marketing, pentru că acolo erau deja useri care cunoșteau brandul, erau interesați, urmăreau noile colecții, dar pe celelalte targetări a fost mai degrabă obiectiv de awareness. Da? Și să testăm o nouă platformă, să vedem efectiv cum performează. Da? Pentru că, ok, citim tot felul de statistici, dar nu avem neapărat un benchmark pentru industria noastră sau mai precis pentru business-ul nostru. Noi, personal, ca și agenție, testăm foarte multe tool-uri noi și de la Google, și de la Facebook, și de la Instagram, da. Creativele contează. Creativele contează în sensul că era o creație mai specială, cea care venea pe Instagram. Era unei colecții noi. Da, fashion-ul are fotografii atractive. Da, exact. De asta este și foarte apretabil pentru tipul acesta de platformă socială. Da. Dar pentru noi, pe zona de servicii, crezi că ar funcționa mai degrabă campaniile pe Instagram, în sensul B2B, de exemplu, ar merge mai degrabă pe Instagram, dacă am avea un... Nu știu, ar fi nevoie de un concept creativ care să fie împins mai degrabă? Îți pozezi cafeaua la miros, nu? Zice, nu? Da. Sau o bucată? Sau o limonadă, să zice, lemonade, nu? Da. Juicy, lemonade și da. 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 Sau pe fiecare cameră, pe fiecare culoare, ceva, nu gândesc. Da, da, poate fi o abordare. Dar întrebarea mea este dacă e nevoie de o abordare creativă în sensul campaniilor de business to business în Instagram sau e suficient un creativ care să comunice, știu, câteva valori, câteva cuvinte? Eu cred că în zona de online creativ face foarte mare diferență ceea ce e. Dar în business to business mai mult decât în business to consumer? Not really. It's the same, adică nu... Dar se plătează Instagram pentru business to business? Încerc să răspund și întrebarea asta, pentru că am avut challenge-ul ăsta pe software, pe Microsoft. Servere... Da, exact. Nu, ai nu chiar servere, dar într-o zonă în care e consumer și un software de consumer, cum e Windows, a trebuit să mergem și să facem o campanie care să se bazeze pe vizual, pe niște oameni. Am avut un conținut pe care l-am făcut special pentru chestia asta, pentru că nu poți să ieși în față cu niște wallpaper-uri de Windows sau cu o poză de produs și trebuie să-i pui de prima campanie, pe primul asset din campania pe care am lansat-o a fost promovarea unui designer de modă, o blogăriță, Gabriela Talasu. Am creat un conținut cu ajutorul ei pe care am putut să-l marketăm. Practic v-ați ancorat prin Da, am luat un endorser care
practic vindea ceea ce doream noi să comunicăm, pentru că e destul de challenging să creezi un conținut suitable pentru Instagram care să și atragă. Exact asta e întrebarea. Basically, challenge-ul pe care l-am văzut și povestit către cei de la Facebook era centrat numai pe partea de creativ, mai puțin pe partea de targetare, cum suntem de altfel obișnuiți cu zona noastră de competență, pe segmentări, da, audiențe. Pe Instagram am mult centrat pe creativ, pe felul în care folosești acea imagine și ce pui în acea imagine. Da, tocmai de asta vă spuneam și exemplu cu Pierna, care au reușit cumva să-și poziționeze produsele într-un context absolut normal al vieții de zi cu zi, dar să se asocieze cu niște mari sau din Paris, tocmai ca să creeze acest conținut viral. Dacă și-ar fi pozat în studio produsele, ar fi da, just another product image, știi? Dar dacă reușești să le pune într-un context, dar asta să-l umanizezi, dar să pui oamenii din spatele unui business, apropo de business, dar să fie fețe cu care să creeze relații sociale. Cu un server sau cu un... Dar mergem prin skin cu super software-ul meu? Dar să știi că prin screen-ul acela clasic, de fapt background image-ul ăla clasic de la Windows cu dealul, mi se pare că ai o putere foarte mare. Cred că strânește nostalgie. Nu? Da, nu mai funcționează pentru că trebuie tipul aportului 20 care are un logo așa foarte drăguță, albastră și nu mai era. Și nu poți să pui de 100 de ori pe Instagram, deși ar fi o idee cool, creativ, mai așa. Tiles? Nu mai merg Tiles? Să știi... Ba da, da. Nu cred că mai funcționează chestia aia, știi că era pagina aia de Facebook în care se puneau doar imagini albe, era pe acel white wall, da, da. Dar nu cred că funcționează asta pe Instagram. Sau cel puțin, eu nu mă risc să testez asta. Mai devreme vorbeai despre video și despre faptul că la testare nu au funcționat așa de bine ca și imaginea. Mie mi se pare că e o oportunitate, cel puțin eu ne-am văzut ca pe oportunitate. Da, și noi am văzut. Dacă piața din România este încă pregătită sau care a fost problema. Și noi am văzut-o ca și o oportunitate, mai ales că știam că Facebook-ul promovează organic mult mai bine videourile decât postările cu poză. Dar pe Facebook poți ajunge să ai organic reach de 10 ori sau de 20 de ori mai mare pe un video față de o poză care e poate o imagine din videoul respectiv absolut identică. Am avut surpriza în Instagram să nu fie așa și am pus-o pe baza comportamentelor utilizatorilor. Da? Nu știu dacă a fost neapărat creative-ul de bine. În prima fază ni l-a dezaprobat pentru că zicea că e conținut cu nuditate. Da, aveam rochii care erau de aici în jos, dar aveam numări descoliți și a trebuit să le înlocuim cu un alt video. Bine, a fost aprobat, a rulat un pic, după ce l-a dezaprobat. Dar nu știu ce se întâmplă chestia asta. L-am înlocuit cu alt video, dintre cele clientul are suficient conținut video astfel încât să putem să jonglăm cu el. Într-adevăr, este un blocaj psihologic, asta văd în mod constant la client, se blochează foarte mult la zona de creație video. Zic că este prea scump, deși nu au cerut niciodată o blocotație, dar scump în comparație cu ce? Da? Cred că ar putea să facem o campanie, să ne mulim mai mulți bugete, să facem un fusion pe zona de... Da. Nu mai spune că e scump video, știi? Da. Un video care costă, știi că secvențe de video de 3 secunde și pus cât costă video respectiv. 3 secunde atâta preț la final. Da, da. Da, ar fi de bun. Da, da. În Facebook, de exemplu, te costă un bani sau 2 bani să promovezi un video, da? Poți să ajungi la niște costuri absolut infime. Oricât display advertising ai face sau orice altceva ai face, nu poți să ajungi la costurile alea atât de mici, da? Și stai un reach foarte, foarte mare. Pe YouTube, iarăși, în funcție de targetări, poate să fie costurile, dar sunt tot foarte mici în comparație cu alte tipuri de promovare. Deci, nu văd de ce ne-am blocat neapărat la crearea de conținut. Da. Ce altceva crezi că merge rău în afară de zona de fashion? Mâncarea, da. Da, mai ales la ora asta, bun. Eu n-am mai mâncat de la ora 1, sunt lipsită. Da, food cu siguranță.
cred că adică niște cifre de audio pe bărbați, da, cu dimineață. Vezi ce au dat, de curând au luat să cei de la Mercedes-Benz contul, au luat destul de puțin bani, da, dar rezultatele mai great. Da, bine, bine, normal, dar și reputatea brandului e foarte bine, cum ai, eu dat Mercedes, da, bine, doamne, bine. Da, bine, bine. Suzuki. Dar să știi că a fost foarte greu, cel puțin. Uite că eu am lucrat pe Mercedes și am încercat în 2014 să răspund chestia asta și nu au. Nu au percutat până la au văzut niște rezultate și abia anul ăsta, la finalul anului, deci un an jumate mai târziu, abia acum m-au dat drumul la un simplu cont de Instagram, că nu era o chestie neapărat foarte complicată. Da, oricum s-a făcut foarte greu și ca să vezi. Da, nu mi se pare, după 2 ani de zile îți fii curajos să intri pe Instagram. Da, da. Da, e cu siguranță o trebă conținut care devine viral, poate prinții la reputația. Deci pentru ei cumva munca este mai facilă decât pentru un business mic, un magazin online care vrea să se promoveze. Dar sunt șocată și chiar și la magazinele de fashion, cât de greu e să obții niște poze de calitate, niște concepte, da? să vii cu un concept de campanie. Poate nu neapărat ok, am niște poze trebuite, le pun online, îmi fac un buget și interții tot poze cu conversie. Să te întreb eu în perspectiva costurilor, dacă în perspectiva costurilor, când ați făcut campania de curând, pentru că se schimbă un pic datele problemei? Chiar când s-a lansat. Ca perioadă? Ok, acum 2-3 luni. Da, în septembrie. Nu, pentru că sunt costuri diferite septembrie, să zicem, versus ultima perioadă. Black Friday, da, exact. Da, cu siguranță. Da, deci a fost campania în septembrie, în a doua parte. Bine, mulțumesc tare mult! Și înainte de pauză, la aniversări, s-a comentat un pic despre o surpriză din partea lor. Și apoi, pauză, ce îți pregătește și revenim. Sorin, municipal de la Digital World Boys. Împreună cu colegii mei am lansat acest e-book de 44 de pagini, dar înainte să vă povestesc ce găsiți în el, vreau să vă puteți care din voi activează în industria SEO. Sau care este ce este eu. Dar ce înseamnă? E luna SEO pe PC. Ok. Da, e de social aici. Bun, atunci înțeleg de ce sunt foarte puține download-uri ale e-book-ului. Pe scaune găsiți sunt puteți intra în varianta electronică a acestui e-book, iar acest e-book o să meargă către o persoană care este din zona de SEO. Ce găsiți în el este expertiza noastră din perspectiva magazinelor online. Atunci mi este un produs din stop ce face. Ce scuze, era un întrebare. Cum vă rog, dacă? O poți să este descărcat gratuit de pe deschidere. Aaa, înțeles. Deci am aici că trebuie să plătesc, mă bucurează. Dar poți să pui partea de 3, de acolo 3, dar să placă să-i să pune. Ok, și e printată, variata printată? Da, are 44 de pagini. Și varianta printată e gratis? Gratis pentru Ok, super. Mulțumim. Și acum? Ce să mergem să facem? Să socializăm la chestia.